seara, bună seara, dragi prieteni. Acum am terminat și eu munca. E ceasul 7. Bineînțeles, 7 seara. Acum am plecat de la țară. Bă, prieteni, vă spun, azi dimineață când m-am trezit, am băut o cafea și zic, ia mă, să mă uit și eu pe YouTube. Mi-a apărut un blog, nu dau numele al cui este, să fie surpriză. Era discuția tot așa între discuția cu mine și cu Ion, deci încă se mai fac contenturi, cum zic alții, pe vorbele noastre, adică pe spatele nostru, cum s-ar spune. Atât am putut să râd, deci dacă vă spun, oricum cine face contente, vă dați seama voi, nu trebuie să vă mai spun eu, că nu vrem să-i mai dăm numele aici la doamna respectivă. Dar atât am putut să râd. Băi, oameni buni, în ce lume trăim, bă, frate? În ce secol trăim? Deci, în cazul lui Ion, ca să-l ia cineva, să-i facă toate demersurile, îi trebuie neapărat domiciliu stabil. A doua la mână, că despre asta se vorbea. De asta vă zic că despre asta se vorbea în vlogul acela, în live-ul acela, contentul acela. Că vine să râd. Trebuia primul rând domiciliu făcut, da? Deci ca să-l iei în spațiu. După aceea trebuia înscris la un medic de familie. Eu dacă greșesc cu ceva, voi vă rog frumos să mă corectați. Al doilea pas era medicul de familie. Al treilea pas, puteai să te duci cu el cu trimitere de la medicul de familie, dar el neavând niciodată servicii, el nu-i băgat în baza de date că a muncit vreodată undeva sau a cotizat la stat cu ceva. Da? Ca să-i fi făcut asigurare, trebuia să plătești nu știu câte luni în urmă, să-i faci asigurare, aia una la mână costa o grămadă de bani, că una să le ia cineva cu asigurat și alta e să-i faci asigurare la stat. Aia se plătea foarte mulți bani. Că despre asta era treaba și vorba în acel vlog. Că probabil doamnele care stau acolo pe live-ul Densei, cred că nu știu ce înseamnă să fie asigurat la stat cu, având un servici, și nu știu ce înseamnă să faci asigurare fără servicii. Vedeți că sunt două lucruri diferite. Iar după aceea, după ce îi făceai toate trei ăștia demersurile, puteai să te duci cu el doar pe spital și cu trimitere la medici. Când aveau ăștia trei chestii, ca să nu plătească. Dar în cazul lui, pe o parte acum bine stau și bine am făcut că nu l-a luat în spațiu, că după aia treia să umblu după el, să-l chem, să semneze luarea din spațiu. Mai plăteam și acolo 5 milioane, că atâta se plătește când scoți pe cineva din spațiu de la tine. Duci cu el la notar, asta se face pe bază notarială, că iei pe cineva în spațiu și cum el este pasăre călătoare,
bine am făcut că nu l-am luat. Pentru că nu este omul care să ai bază în el. Acum mi-am dat și eu seama că el chiar nu este omul care să ai bază în el, că stă la domiciliul tău și nu face prostii și nu știu ce. Că de pe spatele lui îți vin multe la adresa ta dacă e de face ceva. Că orice ar face, la adresa ta îl caută. Nu-l caută la altă adresă, odată ce l-ai luat în spate. Și după aia, cum e el pasăre călătoare, te duci să-l cauți ca să poți să-l scoți din spațiu. Sunt niște chestii aici. Da, dacă era ce trebuie și dacă... Vezi, asta, chestiile astea trebuia în timp făcute ca să vezi omul, dacă omul e stabil. Bă, gata, m-a hotărât, gata, rămân, fac, drept, merge mai departe, asta este, ajută-mă cu asta, 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 asta. Ăștia erau demersurile care trebuia făcute pe parcurs. Înțelegeți? Și acele doamne vorbesc în necunoștință de cauză. Doamnelor, sunteți doamne în vârste, spuneți că ați trecut prin viață, spuneți că ați făcut nu știu ce mare căcaturi. N-ați făcut nimica la viața voastră. N-ați făcut nimica, că dacă făceați, știați măcar elementele ăștia de bază și nu să aveți subiecte așa aiurea. Înțelegeți ce vă spun eu? Ați făcut niște subiecte aiurea pe spatele lui Ion. Acum nu vă mai pare rău de el. Nu-l mai susțineți. Nu-l mai căiți. Acum faceți, doi al rău, e nebun cu capul, e bețăvan, e nu știu ce. Și asta spun, că nu le mai pare rău, vorbesc de doamnele alea de acolo, din grupa secundară. Și vorbesc ca iurea că ei nu cred că s-a plătit sume enorme pentru el. Poate, frațelui, eu nu mint. N-am cum să mint, n-am cum să mă laud, că asta nu e o laudă. E o faptă bună ce am făcut eu pentru el. Nu e o laudă, să vorbiți voi de mine că mă laud eu. Bă, cui m-am lăudat eu, că vezi, doamne, nu știu ce, voi nu știți să faceți comparați între o laudă și o facere de bine. Deci, nu știți să faceți comparați între o laudă și o facere de bine. Punct. Eu pe unde m-am dus cu el, consultația 3 milioane. Unde l-am dus colo, consultația 5 milioane. Să nu mai vorbesc analizele, să nu mai vorbesc dusul pe la psihiatrie, să nu mai vorbesc medicamentele de la psihiatrie, medicamentele care trebuia să le ia, toate. Ochelarii, consultațiile la ochelarii, plătește ochelarii, banii cash și multe, multe chestii care văd că voi doamna și cu doamnele vorbiți în necunoștință de cauză. Voi vorbiți doar ce vedeți pe vlog, atât, dar realitatea nu știți. N-aveți cum să o știți, că ce ați văzut pe vloguri, chiar dacă mă urmăriți din umbră, nu știți ce urmăriți. Că dacă ați vede să urmăriți ceva concret, atunci vă spun eu că n-ați mai face subiect. Spuneți de alții că fac subiecte, că l-au luat, că noi l-am luat pe Ion pentru vizualizări. Ce căcat de vizualizări ați văzut la mine? Întreb acum și eu, să nu mor prost. Ce vizualizări am făcut eu după urma lui Ion? 3-4 vloguri, alea care pe l-am dus pe la medici și că l-am mai luat o zi, două pe la mine și am făcut câte o filmare. Aia nu mi se pare că sunt vloguri într-una. Vloguri într-una este că făceam câte 3-4 cu el pe zi și le puneam pe toate 3-4 pe zi, doamnelor, care vorbiți la adresa mea și la adresa lui. Nu vedeți că nu vă mai bagă nimeni în seamă, doamnelor? Nu vedeți că degeaba vorbiți și vorbiți numai prostii? Vă
vorbiți și de mine, vorbiți și de Ion, vorbiți și de Alin, că de ce, de ce îl țâne, auzi? Păi, dar unde vrei să, de ce să nu-l țână? Bă, cât timp a stat Ion acolo și așa ca să nu-l țână? Da, dă ăla afară, că-l primește, că-l dă afară, asta e treaba lor. Și că se filmează, normal. E la ei în curte, de ce să nu filmeze? De ce să nu filmeze cu el și să ne întrebe câte ceva, să-i pună câte întrebări? Că oricum al lui ea, orice l-a întrebat la minte. Dar Alin, cum îi place lui Caterinca, Alin e pe Caterinca. Alin se amuză cu el. Pentru că știe că la bălmăjește numai prostii și e și normal să facă, să-și facă băiatul vlogul cu el. Ce vă doare pe, pe voi? Ce face ăla? Că de ce s-a el la gardul? Că de ce doarme pe bancă? Că de ce nu știu ce? Că din atâtea camere, de ce nu-i dă și lui un pat? Știți voi că nu-i dă, știți voi că n-au ei paturi? Eu am fost la oamenii acasă și eu am văzut ce au. Au de toate. Chiar au de toate. Au, au tot ce le trebuie. Acu că nu-i dă, pentru că ăla, la alcoolul care l-are în cap și cum să pișe pe el, oamenii au camere curate, au camere aranjate. E păcat să bage asemenea om într-o cameră de aia. Păi, aici trebuie să vă gândiți, aici trebuie să vă ducă capul. Că la câte camere au ei, chiar credeți că nu putea să-i dea o cameră acolo? Nu, pentru că de aia nu-i dă. Că omul e retardat cu capul, omul să pișe pe el, omul bea până să pișe, omul nu mai judecă și al lui decât să-i dai un pat piat, mai bine îi dai un scaun sau o bancă. Că ăla așa e învățat să doarmă, n-ați văzut? Nu i s-a oferit, i-a zis Alin că-i dă saltea. Nu i s-a oferit saltea. Ce a zis? A, lasă că dorm în bucătărie pe bănci. Păi atunci du-te, frate, și dormi în bucătărie pe bănci. Dacă refuz. Și așa, mă, doamnelor, că vorbiți și vorbiți aiurea. Degeaba vorbiți, că n-ați văzut nimic. Și nu știți nimic. Eu unul mi-am dat interesul față de el. Eu unul am avut grijă față de el. Eu unul l-am ajutat față de el. Dar ca să spuneți că ce vreți să vă vin la voi acasă sau la voi acolo pe, pe chat-ul vostru, să urc acolo sus cu voi, să vă arăt documentele, să vă arăt biletele, tratamentele. Până la urmă, cine sunteți, frate, să vă dau atâtea explicații? Voi, doamnelor, cine sunteți? Eu nu vă cunosc. Sunteți cumva neamul lui și eu nu știu. Să vă dau explicații, să vă arăt. Când l-am dus la doctor, când l-am scos de la doctor, credeți că medicamentele alea au fost așa date aiurea? Bă, femeilor, mă, bă, femeilor, mă, nu mai vorbiți, bă, că faceți contente aiurea. Și e păcat că sunt unele pe acolo, sunt unii urmăritori care stau și să miră la ce prostii scoteți din gură și vorbe aiurea. Că eu de pe când am văzut de pe vlogurile ăștia și de pe live-urile ăștia, bă, frate, voi parcă ați avea camere instalate la ei în casă și voi știți, bă, tot. Cum doarme ăla, cu cine doarme aia, cum doarme ăla, dacă mănâncă ăla, dacă ieși ăla afară la WC-ul. Așa, așa content. Și dacă intră cineva, am observat la voi, doamnele, doamna, am observat la dumneata, că dacă vine unul și îți dă cu adevărul, îl blochez. De ce, doamnă, îl blochez? Oare o minte ăla când îți spune adevărul? Că pe o parte minți și pe o parte spuneți mai baliverne și vin oamenii și vă dă cu adevărul? De ce îi blocați? Lasă omul, frate, lasă-l acolo, te blochezi în momentul când te înjură. Dar când omul vine și spune adevărul, la ce-l blochezi? La ce-l dai afară? De ce nu-l lași pe om să spună adevărul? Da, nu mai iasă pasența. Aia da, vă cred. Vă cred. Vă
cred, doamnele. Că sunt acolo 3-4 doamne pe chat-ul ăla și cu doamna care face live-ul. Care ele le știu pe toate, dar de fapt nu știu nimic. Doar ce văd pe vloguri și amintiri din bază, mi-amintiri din copilărie. Eu așa le văd și așa văd. Vedeți, doar amintiri din copilărie și vorbiți așa de mine, de Ion, că tratamente, aiurea și că ăla când bea e bolnav cu cap. Păi un om bolnav mai judecă ca unul treaz, vă întreb eu, doamnelor. Ăla beat mai judecă ca unul treaz. Păi era oricât-i beat, oricât-i treaz, tot aceiași porumbi în spate din gură. Îl are caterinca aia lui cu la nivel de țară, la nivel european, la nivel de global. Ăla că-i și beat, că și treaz, tot cu aceleași cuvinte le are în gură. Iar doamnelor, știți voi că nu mai o duce el mult. Știți voi că el e bolnav cu cap. Sincer, îmi pare nespus de rău așa să văd femei în vârstă, femei, vorba lui ea, cu copii, cu nepoți, să vorbească numai aiureli. Păi dacă noi ziceți că noi l-am luat pentru vizualizări și să facem vizualizări, că parcă l-am fi luat pe cine știe ce vedetă. Dumneata, doamnă, când faci content și live, nu faci pentru vizualizări și să-ți intre lumea acolo? Pentru ce faci? Faci așa, să te afli în treabă? Hmm? Tot pentru aia faci. Tot pentru aia faci, tot pentru abonați faci. Tot pentru bani faci și dumneata. Că dacă n-ai avea canalul monetizat, ar fi altceva. Dar atâta timp cât ai canalul monetizat, clar faci și bani. Așa că nu mai spuneți vorba lui Alin. Nu mai spuneți că nu face lumea bani pe YouTube. Frate, nu e o rușine că faci un ban pe YouTube. Chiar nu e o rușine. Dar măcar ieși în fața publicului și vorbește cu publicul tău care te apreciază și se abonează la canalul tău și te urmărește și își pierde timpul să se uite la vlogurile tale și pierde timpul să stea pe telefon să intre la tine pe live. Vorbiți-le oamenilor numai și numai adevărul. Duceți foarte multă lume în eroare. Eu am văzut că deja a început lumea care ne urmărește pe noi, oamenii care facem live-uri, să se certe între ei. Deci asta am observat eu. Că lumea deja se ceartă lumea între ei, se dușmănesc între ei. Că una spune, da, doamnă, aveți dreptate, alaltă spune, păi tu de unde știi care e dreptate? Tu de acolo, pacă, să are dracii. Dar tu ce te baci? Și de acolo pleacă cearta între voi, între urmăritori. Și veniți și băgați fel și fel de îmbărligăciuni, ca nu cumva noi care facem vloguri să ne supărăm unii pe alții și să prindem dușmănie unii cu alții. Deci, vă spun să ia, atât a putut să râd la vlogul doamnei, la live-ul doamnei și multe, multe porcării care nu și-au farmecul, doamnă dragă, la adresa mea și a lui Ion, chiar nu și-au farmecul. Că degeaba vorbiți de noi, că eu am dat cu realitatea, eu n-am făcut nicio făcătură. Eu am făcut tot ce a fost bine, care multă lume știu și au văzut realitatea la mine. Nu fal și minciuni și nu mă, pe mine nu mă poate face niciun urmăritor care e om, mă refer la care e om, nu mă poate face că sunt mincinos sau fals. N-am cum. Eu tot ce am făcut, am făcut real. Tot ce am făcut, am făcut real. Nu fac vloguri să fac contente, cum spuneți dumneata, cum spui dumneata, content. Eu nu fac content pe nimeni. Așa aș putea să fac și eu, doamne, vă iau toate live-urile la rând și aș începe și eu, dar mie nu-mi plac.
bârfa și bajocura și minciunile să mint atâția oameni care mă urmăresc, mi-ar fi rușine de oamenii ăștia. De oamenii ăștia mi-ar fi rușine. Și v-am spus eu că, și vedeți că mi-ați dat dreptate. Aici s-au format niște găști. O gașcă ține cu cutare, o gașcă ține cu cutare, o gașcă ține cu cutare. Nu, fraților, toți care ne urmăriți, țineți, frate, cu realitatea și cu adevărul. Nu trebuie să țineți cu noi personal. Nu doar puteți să ne luați apărarea prin vorbă bună dacă știți că nu este adevărat, adevărat, adevăratele. Și puteți să ne luați apărarea. Dar restul, eu zic că trebuie să ținem cu toată lumea, dar nu ca să stați și să vă uitați la niște minciuni, niște abureli de 2 lei, niște vorbe aiuri așa în tramvai. Care, vă spus, ei, eu am râs cu lacrimi. Deci, acel content, poate îl vedeți și voi, vă duceți să-l vedeți la doamna aceea, să vedeți și ce content frumos a făcut, de nu înțelegeți nimic. O să înțelegeți și am înțeles și eu și o să-mi dați dreptate. Chiar o să-mi dați dreptate să vedeți acel content, că e un content, Doamne ferește și păzește acel content. Și Doamne, apare prea credibilă ca să o creadă lumea, nu știu ce, nu știu cum să... Bine că o cred doar ăia care nu ne, care nu ne închid pe noi. Doar ăia o cred, care nu ne închid pe noi. Dar restul, nu cred că o crede nimeni. Asta este, mă, fraților. Sper că vă dați seama despre cine vorbesc și vă doresc să vă uitați acolo la acel content, să vedeți și dumneavoastră dacă nu îmi dați dreptate sau nu am eu dreptate. Așa că să nu mai înțelegeți greșit, doamnelor drage, că de ce nu i-am făcut. De asta nu i-am făcut, că trebuia multe chestii care, uite, nu te bazezi pe ăla cu fugea. Acum fugea. Și momentul, să vă mai spun ceva, momentul când e o persoană în gazdă, atunci vei plăti și la apartament cu o persoană în plus. Începând de la apă, gunoi, nu? Căldură, iarna, câte persoane? 4? Se mărește taxa la apartament, mai bagi o persoană în plus. Dacă era bazat și stătea și nu fugea și nu se retrăgea înapoi pe cale, pe căile lui ale bune, normal că până la urmă trebuia să-i fac, să-l pun în rândul lumii și avea tot ce-i trebuia. Dar dacă singur și-a dat arama pe față că nu este un om bazat și un om care să stea la locul lui și să-și vadă de treburile lui și să meargă și în vizite și după aia la locul lui înapoi, să aibă viitorul lui, asta nu mai e de, nu-s de vină eu sau careva. Deci nu-i de vină, e de vină decât el. Înțelegeți? Doar el este de vină că n-a prețuit ce a avut din partea mea. Și din partea mea a avut, degeaba vorbiți, doamnă dragă, că n-a avut, a avut tot sprijinul din partea mea. Dar dacă dumneata ai poală pe mine și nu mă suporți, normal că niciodată nu o să-mi dai mie dreptate. Dar mie are cine să-mi dea dreptate? Oamenii care au văzut adevărul. Dar dumneata știu că n-ai cum să-mi dai mie dreptate. Deși mă închin la Dumnezeu și eu nu ți-am făcut niciun rău, cum spui dumneata. Chiar nu ți-am făcut niciun rău. Aia baliverne de alea de rătumitare, este creată lumea. Dar eu nu ți-am făcut rău. Nu te-am bârfit, nu ți-am făcut rău. Din contră, dumneata m-ai vorbit pe mine și văd că vorbești în continuare. Dai de înțelesuri de alea care nu sunt adevărate.
dar asta este. Iată, dragilor, am ajuns și în oraș. Merg acasă să fac un duș, că sunt praf de la muncă. Ia uitați. O muncitor cu scara după mine. Eu și cu scara pe spate. Vă pup, vă doresc o seară minunată. Multă sănătate vă doresc. Și nu uitați, dragilor, când intrați de uitați la vlogurile mele, să-mi dați și mie un like acolo, că este gratuit, ca și abonarea este tot gratuită. Și eu vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă sănătate. Și vă apreciez pentru faptul că îmi dați și mie un like și mă urmăriți. Și eu vă doresc multă, multă sănătate la toată lumea și la toți urmăritorii și la toată lumea și care, cei care mă urmăresc din umbră. Tot sănătate le dăruiesc și multe realizări în viață. Vă pup și să ne auzim cu bine.